Roxana Vancea va aduce pe lume primul său copil peste numai 2 luni. Însă vedeta s-a obișnuit deja cu acest rol, deoarece are o relație specială cu Milan, băiețelul partenerului său, cu care are o relație extrem de frumoasă. Însă, până când își va ține în brațe bebelușul, frumoasa brunetă este nevoită să aibă grijă mare, sarcina fiind una cu risc. Roxana Vancea a mărturisit că medicul a atenționat-o că ar putea naște mai devreme de termen din cauza colului scurt. Mai mult decât atât, Roxana a trecut printr-o intervenție medicală, cel mai probabil cerclaj sau montarea unui pesar, care să o ajute să ducă sarcina cât mai aproape de termen. De asemenea, Roxana Vancea a declarat că medicul i-a recomandat repaus, dar i-a și sugerat să nu ia în greutate mai mult de 10 kg, întrucât colul ei este foarte mic, iar sarcina ar putea avea riscuri, așa că s-a conformat imediat pentru ca lucrurile să meargă ca la carte. Credeam că am pus 3 kg, dar când m-am urcat pe cântar, mi-am dat seama că am pus 2,5. Astăzi am făcut 7 luni. Mănânc foarte mult, mănânc fructe non-stop, dar nu se pune, habar n-am. Nu mănânc dulciuri, le-am înlocuit cu fructe, dar mănânc foarte multe. Dacă mă pun la masă, mănânc 1 kg de nectarine, nu 3. Ieri am avut poftă de cartofi prăjiți cu cașcaval pane și mi-am făcut. Mănânc și nu mănânc neapărat foarte sănătos. Mănânc ce-mi vine. Am fost ieri la doctor și bebelușul are 1150 de grame, deci e în grafic pentru săptămânile lui. Eu am colul foarte scurt. Este o sarcină cu risc. Doctorul mi-a spus să nu pun mai mult de 10 kg. Am avut și o intervenție ca să-mi țină colul închis. Am un inel care îmi ține colul și cu asta m-a asigurat că va fi ok până aproape de naștere. Nu mă antrenez. Mi-a dat voie să merg pe bandă, dar doar atât. Nu alergare, nu mers alert, nimic, a mărturisit viitoarea mămică. Dacă unele graviduțe cumpără orice găsesc pentru viitorul bebeluș, Roxana Vancea este exact la polul opus. Bruneta ne-a povestit că a cumpărat doar strictul necesar pentru cel mic, iar ajutorul ei de nădejde a fost micuțul Milan, care a ales toate articolele pentru frățiorul lui. Am fost la un târg pentru bebe și am achiziționat câteva lucruri. Încep să le strâng ușor-ușor. Nu sunt ahiată după cumpărături. Prefer să iau doar strictul necesar și voi lua pe parcurs ce mai e nevoie. Milan a ales pătuțul, căruciorul și scoica de mașină. E mai încântat decât noi toți la un loc, a mai mărturisit frumoasa brunetă.